Reprezentanții administrației publice locale din municipiul Hunedoara au avut astăzi prilejul de a semna contractul pentru demararea a două importante proiecte derulate pe fonduri europene prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest. Într-adevăr, ne bucurăm foarte mult pentru că sunt două proiecte în două domenii de foarte mare interes. E vorba de ambulatoriul Spitalului Municipal, care a primit o finanțare de peste 1.400.000 de euro și reabilitarea unui campus școlar, campus care, din păcate, a fost stopat ca și lucrări din cauza lipsei de finanțare. Și programul operațional regional a preluat aceste proiecte care au fost începute pe bani fie de la autoritatea locală, fie de la guvern, de către autoritățile locale, proiecte care le reintroducem în finanțare și din momentul în care ele au rămas oprite la finanțare, noi le preluăm și din momentul ăla plătim noi toate celelalte costuri, cu precizarea că ambele proiecte vor trebui să termine până la finalul anului 2015. Cele două proiecte vizează ambulatoriul de specialitate al Spitalului Dr. Alexandru Simionescu, precum și Colegiul Emanuel Gojdum. Primarul municipiului Hunedoara, Viorel Arion, este de părere că aceste două proiecte contractate sunt de o mare importanță pentru hunedoreni. E vorba de mai bine de 2 milioane de euro care vor fi investiți în educație și în sănătate, peste 1 milion de euro pentru Emanuel Gojdu și tot așa pentru ambulatoriul de la spital. Mă bucur că putem să derulăm astfel de proiecte, mai ales că ele vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2015. Sperăm în continuare să semnăm până la sfârșitul anului încă două proiecte. E vorba de intrarea în Hunedoara pe 4 benzi și centrul de informare turistică. Prezent la eveniment și deputatul hunedorean Carmen Hărău a ținut să vorbească despre importanța celor două proiecte semnate în această dimineață la Hunedoara. Am avut plăcerea, onoarea, bucuria să-l avem aici la noi pe directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, prietenul nostru, domnul Maxim, dar mai ales prietenul municipiului Hunedoara, va veni cu contracte, le-a semnat domnul primar, vom mai aduce încă două, foarte curând, e chestiune de două săptămâni, sunt bani europeni, sunt finanțări făcute, proiecte anterior făcute, dar pe care le urmărim cu insistență. Practic, la Colegiul Emanuel Gojdu urmează să fie reabilitat campusul școlar. Astfel, vor fi modernizate aproximativ 40 de săli de clasă, 7 laboratoare, biblioteca, 2 săli de sport, cantina, precum și 4 ateliere. De aceste noi modernizări vor beneficia aproximativ 1.300 de elevi. Potrivit contractului, lucrările de modernizare ale unității de învățământ urmează a fi finalizate până la sfârșitul anului 2015. Tot până la finele anului 2015 vor trebui finalizate și lucrările de reabilitare ale ambulatoriului. Aici vor fi reabilitate 12 cabinete medicale și vor fi achiziționate aproximativ 56 de noi echipamente medicale. Cred că rămâne cel mai important proiect din ultimii ani legat de spitalul din Hunedoara. Așa cum am spus, de 5 ani de zile de când spitalul a trecut în subordinea administrației publice locale, la nivelul investițiilor am dus-o destul de greu, în sensul în care de la nivel central, având în vedere că spitalul nu mai e în subordinea ministerului, n-a mai venit niciun fel de finanțare a investițiilor. Iar pentru primăria Hunedoara e destul de dificil să susțină un proces investițional la spital, având în vedere că spitalul nostru este totuși foarte mare. Până în prezent, în municipiul Hunedoara au mai fost derulate și alte proiecte pe fonduri europene, iar în aproximativ două săptămâni, alte două contracte cu finanțare europeană se vor afla pe masa edilului hunedorean pentru a fi semnate.